ziua, sunt Mariana Cojocaru. Mai știți ce ați visat noaptea trecută? Sau care e visul pe care vi-l amintiți cel mai bine? Dacă aveți astfel de amintiri, rămâneți aici în următoarea oră, pentru că s-ar putea să găsiți o explicație a acelui vis. Am invitat în emisiune o doamnă care mi este foarte dragă, doamna Aneta Stan. Bună ziua! Care este legătura între dumnea ei și vise? Veți vedea imediat! Vă îmbrățișez, eu vorbesc la pertu, că noi ne permitem, ne știm de foarte multă vreme, vreau să spun la mulți ani tuturor doamnelor, bunicuțelor, domnișoarelor și la mulți ani și domnilor, că mâine este ziua lor și trebuie să-i respectăm și pe ei ca atare, nu? Sigur că da. Și o să vină și ziua bărbatului, nu? Nu, mâine. Și atunci sigur că o să venim și noi cu flori, așa cum fac ei astăzi. Nu. Nu? Sigur că da. Și din partea mea, pentru toate doamnele, domnișoarele, mămăițele, un la mulți ani și le fac urarea de a avea acest bulgăr minunat pe care am început să-l prețuim foarte mult, sănătatea, să fie sănătoși tot anul. Uite, draga mea, am un aranjament floral din partea mea și Andrei Radu, una din invitatele mele de săptămâna trecută, creator de aranjamente florale, din respect mare pentru tine și pentru activitatea ta și pentru ceea ce ești tu ca om, că ești un om minunat. Și cum îți place ție să-mi spui când mă sun la telefon, sunt sora ta de zodie. Da, mulțumesc. Mulțumesc tare mult, Mariana. Și să știi că, uite, vezi, facem schimb de flori. Și tu mulțumesc. Ai știut că mie îmi plac trandafirii bacara. Da. Și aceștia sunt tot bacara și aceștia sunt tot bacara. Mersi din mult partea și mea, eu mulțumesc. Însoțit de multă sănătate și mult succes în tot ce îți dorești tu. Sănătate și tuturor celor care ne urmăresc, sănătate multă, că trăim vremuri grele și parcă sănătatea, iată, vorba din bătrâni, e mai bună decât toate. Decât toate. Și încă o chestie, Mariana, încă o urare scurtă. Să fii iubită de cine îți dorești. Mulțumesc. Că mie, dragi telespectatori, mi s-a întâmplat întotdeauna invers. Știi? Și nu-i bine deloc. Da. Da. Pentru că trăim vremurile astea, am o întrebare scurtă și la obiect pentru tine. Ce ai făcut, draga mea, în vremurile astea de pandemie? Păi vreau să spun că eu sunt un tip de om pe care trebuie să pui bățul, știi? Ca să mă scoți afară din casă. Ca să mă scoți afară din casă, nu să vin în casă. Nu, nici pe departe. Mie mi-a fost de mare folos, pentru că, spre exemplu, la sfârșitul lui 2019, dacă tot trebuia să stau în casă, la sfatul unui mare iubitor de poezie, care se numește președintele Cenaclului Mircea Eliade, al Cernavodei, am fost sfătuită să scot primul meu volum de poezie, pentru că eu participam foarte mult la volume colective. Și cu ocazia asta... Și eu am avut asta, plăcerea să fiu invitată ta la o lansare, da, de cu ocazia asta am scos, iată, a apărut de sub tipar la sfârșitul lui 2019, poezii de suflet. Că, vezi tu, eu scriu poezie mai înainte de a cânta, cam de pe la 16 ani. Da. Și acest prim volum cuprinde o parte din trăirile mele, sufletești și spirituale. Și spirituale. Sigur că da. Pentru că dacă aș face noi avem maxime conversațiile noastre și tu de multe ori mi-ai spus de visele tale premonitorii. Da, da. Inclusiv cu pandemia. Da. Și iată, vezi, pandemia asta care a mai durat și anul trecut, am reușit că lucrez de 4 ani să scot de sub tipar cartea mea profesională, Aneta Stan și Cântecul Dobrogean. Da. Care are particularitatea sigur lui. Sigur că da. Este o muzică este mult... o perlă a României. Da, și mai complicată un picuț din punct de vedere muzical, comparativ cu celelalte zone. Da.
Da. E adevărat. Spuneai că ai visat pandemia. Cum ai visat? Păi, știi, există în an o zi în care ce visezi, asta se întâmplă tot anul. Ați auzit, doamnelor și domnilor, da? Pentru că Aneta Stan este la curent cu tot ce înseamnă tradiția aceasta ancestrală românească. Da. Tot publicul nostru spectator știe că în an există ajunul bobotezei. Dacă știi, deci trebuie să faci tot ritualul. Eu îl știu din copilărie. Nemâncând nimic toată ziua și la apusul soarelui, ai voie, cum scria cartea veche, sfântă, pe care noi o citeam și cu multe învățături ale bunului Dumnezeu, în care scria, la apus de soare, mănânci un codru, citez, mănânci un codru de pâine și bei o cană cu apă. După aceea, citește acatistul Sfintei Treimi cu credință și cu candela aprinsă, după care păstrezi prima mușcătură de pâinică și o împreunezi cu busuiocul pe care ți-l aduce părintele când îți sfințește casa și ceri, toți tinerii cer un pic de busuioc și tinerii vor să-și viseze viitorul, cu cine se căsătoresc, sigur că da, dar eu, neavând nevoie să mai visez viitorul, că sar peste foarte mulți ani din copilărie și să știi că ceea ce am visat, așa a fost. Da. Deci eu fiind amică cu un băiat 10 ani și ziceam, cu el mă căsătoresc. Nu. În vis mi-a apărut altcineva și nu știu cine e ăsta, nu mă voi căsători cu el. Culmea, cu el m-am căsătorit. A fost ceva formidabil. Iar în 2019 am spus, Doamne, îți mulțumesc, m-ai ajutat și am văzut cele 4 mari continente ale lumii, așa cum mi-am dorit eu. Și mi-ai arătat fiecare an ce țară o să văd. Concluzia, în anul ăsta în care eu am visat pandemia, am spus, nu mai vreau, Doamne, să văd nicio țară, că la sfârșitul rugii o singură dorință îți pui, care eu spui bunului Dumnezeu. Și am spus, nu mai vreau să văd nicio țară, vreau să văd ce întâmpin anul acesta. Și imaginează-ți, draga mea, că m-am visat la Roma. Și eu, foarte dezamăgită, am spus, de ce sunt la Roma? Că zic eu și vorbeam la cer, Doamne, ce caut eu la Roma, că nu vreau să mai văd nicio țară? Am văzut tot ce mi-am dorit eu în viața mea. Ca să mă uit în stânga, în dreapta, mă aflam în Piața Mare și în stânga mea se afla Bazilica. Dar vreau să spun că eram așa de speriată, nevăzând pe stradă pe nimeni, pe nimeni, picior de om. Și mi-a fost frică de pustietatea orașului, știi? Și uitându-mă pe clădire așa, să văd, poate mai văd pe la balcon, pe undeva, erau clădirile îmbrăcate în mușchi uscat, știi? Și am zis, Doamne, mă gândeam, a fost... Și vorbeam cu cerul, zic, Doamne, cred că a fost vreun potop. Dar zic eu, oare unde am fost? Concluzia, speriată, foarte speriată, am văzut în fața mea doi pantofi, că mă uitam în jos și mi-era frică. Mă gândeam, zic, se face și seară, ce mă fac? Și am văzut doi pantofi, după care m-am uitat așa mai sus, mai sus, mai sus. Bazilica era la fel de... se vedea prin ea, știi? Și mă gândeam, zic, Doamne, la o mic cu tremur, zic, toată Roma este jos. Toată mea. Și urcând privirea mai sus, l-am văzut în întregime pe bărbat. Am ajuns până la ochi. Când am întâlnit ochii lui deschiși, am simțit că am rămas fără stomac. Abia în secunda aceea am realizat că este Bunul Iisus. Și de ce spun asta? Eu am foarte multe vise religioase, da, în care
L-am visat foarte mult pe bunul Iisus. Și ca și pământean. Uscat și de ca... pe clădiri înseamnă nenorocire, înseamnă izolare, boală. Da, da. Și vreau să-ți spun că avem aceeași senzație că rămân fără stomac. Și atunci am realizat că este bunul Iisus. Și atunci am întrebat, Doamne, zic, știu că Tu ești. Și m-am uitat în jos și am spus, da, dacă a fost potop, eu unde am fost de n-am murit cu lumea toată? Nu mi-a răspuns nimic. Și am zis, am întrebat, a fost potop? Și cum stătea așa cu mâinile? Și în poziția de drepți, a făcut așa din umeri, adică și-a ridicat mâna încet, încet și eu mă uitam după mâna lui. Și ridicând mâna, zic, am văzut și prin basilică se vede. Dar eu nu m-am mai uitat mai sus de cupolă. Când a ridicat mâna până sus, așa o strălucire de soare avea crucea și partea de sus a cupolei, că m-am speriat. Am zis, Doamne, am înțeles. Și eu știu din cartea noastră veche de vise, când visez cruce, scria cruce visând liniuță, întărește-ți credința. Da, da. În același timp când eu îl visez pe bunul, parcă în minte mi se pune să și înțeleg ce înseamnă visul. Și am zis, Doamne, am înțeles, și parcă nu mă opream spunând, Doamne, am înțeles, Doamne, am înțeles, și coboară lumea și zic, mâna, și zic, dar lumea, unde o fi lumea? Și lăsând mâna așa, ajung cu privirea după mâna lui la Caldărâm. Erau așa de mulți oameni morți pe Caldărâm și rar am văzut că s-a ridicat, a încercat să ridice, un bărbat era și iarăși s-a așezat, încât m-am speriat îngrozitor și am zis, Doamne, Doamne, ce-o fi asta? Și a dispărut. Și am zis, m-am uitat în stânga, în dreapta, dar cu capul în jos de frică, zic, trebuie să mă întorc de unde am ieșit. Și doar am făcut așa, m-am rotit puțin către dreapta și unde crezi că intram? În gangul meu, de aici, de acasă. Da. Concluzia. Au trecut o perioadă foarte scurtă de timp, se aude despre China, cum că a apărut nu știu ce, că la Hong Kong a apărut nu știu ce. Și eu am zis, am stat acolo o lună și jumătate, zic că... Cele patru zări în care ai și călătorit. Da, da. Și cele patru și realitate. Și concluzia nu m-a impresionat așa de tare, dar vreau să spun că după visul respectiv n-am putut povesti la nimeni două zile. Da, pentru că tot timpul pui la dospit, trebuie să înțelegi tu ce a vrut să-ți transmită. Nu puteam să vorbesc, mi-era atât de frică. Da? Da. Și concluzia, când am auzit că microbul a ajuns la Roma, am înțepenit de frică. A zis, gata, înseamnă că ajunge și la noi. Da. Și după cum vezi, ajunge și la noi și ne chinuie. Spuneai de faptul că ai visat crucea și crucea înseamnă ca și semnificație să-ți întărești credința. Da. Ei, să știi că lucrul ăsta l-ai și pe astrogramă, pentru că tu l-am ești... pe astrogramă? Da. Hai. Ești vărsător, ai axa karmică de vărsător cu leu, zodii fixe, ascendentul în taur, adică tot cealaltă zodie fixă, da, și practic descendentul un scorpion. Deci toate zodiile fixe sunt înscrise aici pe aspect de quadratură, care în realitate înseamnă simbolul crucii. Formidabil, da. Da, și evoluția prin credință, dar de multe ori și o cruce mai greu de dus. Faptul că de multe ori ai muncit de două ori mai mult decât alții. Da? Foarte mult am muncit în viața mea. Da. Și deviza mea, nu există, nu se poate. Da. Tot ce văd cu ochii mei și se poate și lucra de mână omenească, este imposibil să nu fac. Ce ai mai făcut tu de când nu ne-am văzut? Sigur, cărțile, clar că noi ne-am văzut la lansarea cărții tale. Ce ai mai făcut tu? Tu, cum te-ai ocupat de sănătate? Cum te-ai ocupat de tine? Cum ai suportat izolarea? Izolarea pentru mine, păi stai să spun, m-ai făcut să râd. Izolarea pentru mine aproape nu există.
Da. Eu nu ies din casă decât când rămân, cum spun eu, fără ronțăieli. Adică nu mai am mâncare. Uh-huh. Îmi iau căruțul și ies. Altfel nu ies. Sau la vreo filmare și de când cu pandemia nu mai merg nici măcar la filmări în grupuri mari. Așa, unde sunt singură, unde sunt la normala distanță, da. Pentru că, sinceră să fiu, mă feresc. Și e foarte bine, toată lumea trebuie să se ferească. Sigur că da, dar referitor la această, eu nu o numesc pandemie, o numesc cum Cartea Sfântă spune, molimă. Da. Și aș vrea să spun, referitor la credința mea, că nimic pe lumea aceasta nu se întâmplă decât cu voia lui Dumnezeu. Da. Nici măcar căderea unui fir de păr după capul nostru, decât cu voia lui Dumnezeu. E și antiteza. Pe principiul Yin și Yang, lupta dintre bine și rău, există și varianta cealaltă, că oricât am fi noi de pozitive, sunt oameni care în continuare fac rău, sunt oameni care ucid. Scumpa oameni... mea, sunt da. Oameni care fac rău, sunt oamenii care fac rău, care nu cred că există Dumnezeu. Nu cred că această lume este cât se poate de trecătoare. Da. Ai observat că acum e luni și acum e vineri? S-a comprimat timpul. Dom'le. În ultimii ani s-a comprimat timpul, am și discutat, practic, noi simțim cele 24 de ore, datorită comprimării timpului, cam fiind vreo 16 ore. Exact. Și cred că procesul ăsta va mai continua. Pentru că... Dacă nu s-ar învânta ceva mai repede. Da, presiunea este din ce în ce mai mare și cu toții o simțim. De asta te-am întrebat, pentru că sunt oameni care se simt bine cu ei și care, chiar dacă sunt acasă, au suficient de multe lucruri de făcut. Vai de mine, bravo! Vreau să-ți spun că așa îmi doream să ies la pensie. Dragi telespectatori, ziceam că, domnule, o să am așa de mult timp să ieși și eu prin oraș, să mă plimb, să mă relaxez, că mie profesia mi-a cerut ori tot, ori nimic. N-am avut timp să-mi fac nici măcar copii. Da. Mă înțelegi? Da. Adică aveam și 5 spectacole pe zi. Cel puțin cu Rapsodia Română a fost așa, de la cap la coadă. N-aveam libere. Concluzia. Acum la pensie, pun ceasul să sune, da? Că... lucrând la cartea asta profesională, vreau să spun timp de 4 ani și în ultima vreme când m-am hotărât, gata, am intrat pe tipografie, am găsit sponsor pentru să o scot așa, la lumină, domnule, simțeam că mă doare stomacul și nu știam de ce. Și dacă nu puneam ceasul să... că de atunci am început să pun ceasul să sune. Da. Era ora 6, ora 18 și eu nu mâncasem de prânz. Da. Nu se poate. Și atunci am făcut așa. Fac program, sigur, pe zi. Deșteptarea cu tare, cu tare, cu tare începutul. Stau și lucrez pe calculator atât. La ora 14 servesc masa. La ora, știu eu, 20, o oră și ceva cât pot în rezerv pentru legătura mea spirituală cu bunul. Și atunci fac și abia după aceea mai lucrez ce mai îmi rămâne. Da? Acum, ca să fiu sinceră, după ce mi-a apărut cartea profesională, mă mai uit și eu la câte un film, că 4 ani n-am văzut, decât Răstignirea lui Iisus. Atât, pentru aia am făcut în timp. În rest, nu am timp, crede-mă. Da, cred că nu ai timp. N-am timp. Când aud oameni că m-am plictisit, vreau să ies undeva și femei în mod deosebit, crede-mă, că numai dacă te duci la bucătărie și te uiți și începi și o iei cu prima ceșcuță, da. Te rog frumos să mă crezi că nu-ți rămâne timp. Nu. 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 Nu, deci numai dacă vrei îți faci timp. Sigur că eu îmi împart atât de bine timpul că nu am timp să mă plictisesc. Nu există. Sau având deviza, nu există, nu se poate, crede-mă, tot ce văd, eu am învățat croitorie de la mama. Și când vreau să mă relaxez și nu mai pot să scriu, nu mă mai pot concentra, mă apuc să fac câteva zile croitorie. Până și cârpăcel, tai două, fac una și le fac numai la mașină. Tot de pe astrograma ta spune că ai venit cu foarte mult bun gust și foarte mult rafinament. Și lucrul ăsta se vede întotdeauna în ținuta ta. Deci mai ai făcut astrograma? Uite-o.
Vai, abia aștept să o văd, da. Vai, să crede, poate. Uite, n-am știut. N-am știut. Dacă foarte vede... mult bun gust și rafinament și spuneam că lucrul ăsta se vede în ținuta ta impecabilă, aparițiile tale impecabile, de la ce vrei tu, cum este aranjat părul până la ultimul fir de praf de pe pantof, știi? E o astrogramă care îmi indică faptul că ai venit să înveți niște lucruri extrem de interesante. În primul rând, abilitatea aceasta de fiind psiholog și cunoscător al oamenilor și al tradițiilor. Și că ești foarte atrasă de partea asta nevăzută a universului uman, în primul rând, nu doar al celui care ține de noi și cum evoluăm noi spiritual. Ca să știi să faci selecția în oameni, cum îmi place mie să spun, să faci selecția între bob și neghină, care oamenii îți sunt compatibili și care nu îți sunt compatibili. Da, spune-mi cu cine te însoțești ca să spun cine ești. Că e o chestiune foarte profundă, lecția aceasta care ține de evoluție, de credință, dar mai ales de iubire. Și cred că tu ești cel mai bun exemplu atunci când vorbim de iubire. Care este ordinea în sufletul tău atunci când vorbim de iubire? Adică prima mea iubire, da, vrei să spui? Da. Oh, păi prima mea iubire care a început din copilărie și a rămas foarte vie până în ziua de astăzi este credința. Credința. Ce nu poate egala nimic. De când am învățat îngerașul, da, în genunchi, același lucru fac și astăzi. Ora aceea mie mi-a rămas sfântă. Cine te-a învățat prima dată îngerașul? Mama. Cine? Mama. Pentru că este o marție. Vreau să ajungem la esență. Ce relație ai avut tu cu mama ta? Foarte bună. Foarte bine. Mama, cum zicea ea, dacă nu vă mai ciocănesc așa din când în când, voi faceți numai prostii. Bine, eu, noi întotdeauna am fost câte doi copii acasă, știi? Și eu, în loc să fiu fetița mamei, eram băiatul lui tata. Mie îmi plăceau lucrurile bărbătești, mie îmi plăcea călăria, mie îmi plăcea, știu eu, îl ajutam pe tata, că tata fiind întâmplar de mobile, tot timpul mă duceam și stăteam la el, mă uitam cum lucrează, cum taie, cum făcea cu fierăstrăul, că pe vremea aceea nu erau ce lucruri care sunt astăzi și poți să faci o tâmplărie din asta foarte ușoară. Și mă duceam și luam și eu câte o bucățică de șmir, el și făceam și eu așa. Hai, tăticule, că tu obosești, mă, tăticule, tu nu poți. Ba, pot și vreau să te ajut și îl ajutam pe tata și el. Atunci mă lăsa. Iar fratele meu, cum sunt copii de țară, și cum mă vedea, cum îmi dădea câte o palmă. Uite, mămică, proasta asta iară pleacă și se duce la tata în loc să stea să spele farfurii. Nu, mămica, lasă că le spală el. Zic, mă duc că m-a chemat tata. Da, și mă suiam călare frumos pe cal și eram așa de mică, înțelegi? Da. Dar mă uitam, mă urcam întâi pe iesle. Și pentru că mă iubea tare mult calul meu, pe mine, eu îi duceam întotdeauna zahăr, cubulețe de zahăr. Și da, dădeam și el nu mai putea de bucurie, îl pupam pe pod și îl mângâiam și îl băteam pe picior așa și ziceam, păsta, păsta, știi? Da. Și el se îngenunchea și eu mă prindeam de coama lui și eram pe el. Și ieșeam încet, încet, încet. Mă făceam una cu el și ieșeam din coșar și plecam și îl lăsam pe fratele meu să facă treaba. Și aici, chiar în volumul ăsta, chiar am una dintre frumoasele poezii. Chiar aș vrea să ne citești. Breazul, că Breazul l-a chemat. Da. Pentru că e o zi specială și e o ediție specială de 8 martie. Te-am și rugat chiar să ne alegi câte o poezie de acolo drăguță, ca să fie ca un mărțișor pentru toate telespectatoarele noastre astăzi. Dar și domnii, sigur că și ei se pot bucura de așa ceva. Da, am și poezioare pentru mama, am poezioare foarte frumoase pentru... am un elogiu frumos pentru Dumnezeu, am... aici eu așa gândesc. Vreau să spun că eu niciodată nu m-am gândit să le pot publica. Da.
Dar trimițând CD-uri mereu acestui președinte al cenaclului nostru, Mircea Eliade, domn profesor Laza, care și el scrie, un mare prozator, scrie și poezie. Imediat am să te rog să ne citești după publicitate, domnilor, doamnelor, luăm publicitate și revenim.